A ucis o bătrână de 77 de ani în Italia, chiar în ajunul Crăciunului, pentru numai 15 euro. Bărbatul a intrat prin efracție în casa femeii ca să-i fure banii, dar aceasta l-a surprins și l-a confundat. A urmat o luptă, iar românul a îmbrâncit-o pe bătrână. Aceasta s-a prăbușit la pământ și nu s-a mai ridicat, iar tâlharul a fugit cu cei 15 euro pe care avea în portofel și cu telefonul ei mobil. 8 ore mai târziu, italianca a decedat la spital din cauza rănilor grave. Românul a fost prins și a mărturisit fapta.